luni ale acestui an. ANAF este una dintre instituțiile cheie ale Guvernului României și o entitate foarte importantă pentru economia românească. Este instituția care practic aduce veniturile publice necesare pentru a finanța educația, sănătatea și lucrările de infrastructură. De aceea trebuie să fie o instituție modernă, care lucrează pentru și în favoarea contribuabililor. Reforma ANAF a început, ea trebuie nu doar continuată, ci accelerată. Este unul dintre obiectivele mele cheie să asigur un cadru fiscal bugetar adecvat care să conducă la creșterea încrederii mediului de afaceri și stimularea investițiilor, dar și la simplificarea fiscalității.